Liderii PNL Gorj au inițiat un eveniment pe pagina de socializare în care au invitat oamenii la meeting legat de moțiunea de cenzură depusă deja. Asta însă înainte să obțină avizele necesare organizării unui meeting în piața publică din Târgu Jiu. Când și-au dat seama că nu au depus cererea în termenul legal, liberalii au retras documentul și și-au asumat responsabilitatea meetingului neautorizat. Jandarmii, polițiștii și reprezentanții primăriei responsabili de aceste avize habar nu aveau de evenimentul liberalilor care au trimis o cerere la primărie ieri după amiază. Legea spune clar că astfel de întruniri se anunță cu minimum 72 de ore înainte. Când și-au dat seama că nu pot obține autorizație pentru că nu au depus cererea în termenul legal, liberalii și-au retras solicitarea. Reprezentanții Partidului Național Liberal au renunțat în această dimineață la analizarea cererii de către comisie, urmând să solicite o reprogramare a organizării adunării. Însă liberalii nu au renunțat la protest și au spus că va fi ceva spontan și își asumă toate riscurile. Asta este, ne asumăm eventualele consecințe, dat fiind faptul că este foarte important pentru noi ca această moțiune de cenzură să treacă și acest guvern să pice. Jandarmii din Gorj au anunțat că în funcție de desfășurarea evenimentelor nu exclud aplicarea sancțiunilor legale pentru meeting neautorizat.